Aș vrea să citim cuvântul Domnului în dimineața aceasta, așa după cum îl găsim scris în 1 epistolă a lui Pavel către Timotei, la capitolul 2, citim de la versetul 1 până la versetul 8. 1 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 8. Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită, și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu. Spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Amin. Ne rugăm lui Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne, pentru că încă o dată ne face această onoare să stăm în prezența Ta și mulțumim, Doamne, că o facem din poziția de fii și fiice, de răscumpărați ai Tăi prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne, Te rugăm, să nu uităm niciodată ce preț ai plătit pentru mântuirea noastră. Ajută-ne, Doamne, să nu uităm niciodată ce statut, ce har, ce îndurare ne-a arătat. Și asta, Doamne, să ne lecuiască și să ne vindece de toată alergarea, de toată căutarea după lucrurile acestei lumi, de o natură sau alta. Mă rog, Doamne, să binecuvântez Biserica Betania, mă rog să binecuvântez pe fiecare frate și soră în parte, binecuvântează familiile noastre, binecuvântează relațiile dintre noi. Mă rog, Doamne, să-i binecuvântezi pe cei plecați în concedii, să-i ocrotești, să-i păzești, să-i aduci cu bine înapoi. Și mă rog să ne vorbești în continuare prin cuvântul Tău, un mesaj care să vină de la Tine, potrivit pentru nevoile noastre ale fiecăruia. Toate acestea Te rugăm în numele drag și scump al Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, cu voia lui Dumnezeu facem un pas mai departe în această serie de mesaje din prima epistolă a lui Pavel către Timotei, serie care i-am dat un titlu preluat din această epistolă și anume Biserica Dumnezeului Celui Viu, pentru că biserica este a Dumnezeului Celui Viu, a fost, este și va rămâne, slăvit să fie Domnul. Și ceea ce mi-am propus cu ajutorul lui Dumnezeu este ca, parcurgând această epistolă, atât eu, că am nevoie, cât și noi fiecare în parte, să privim din nou, cu ochi limpezi și proaspeți încă o dată, ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre biserică. Pentru că ne dorim ca noi, atât ca mădulare la nivel individual, cât și corporativ, ca biserica Domnului Iisus Hristos, să fim așa cum El își dorește biserica să fie. Nu după proiectul unui om sau unui grup de oameni, nu după dorințele personale, nu după, știu eu, poate alte idei care se promovează în diverse sfere, ci să fim o biserică după voia lui Dumnezeu. Și am început, data trecută, ne-am uitat la primul capitol, am avut două mesaje,
Și am văzut că, într-un mod foarte interesant, Pavel începe prin a vorbi despre mesajul Bisericii lui Dumnezeu. Și mi se pare interesant lucrul acesta, nu-i așa? Că dintre toate lucrurile cu care putea să înceapă, alege să vorbească despre mesajul pe care îl are în custodie biserica. Dumnezeu i-a lăsat un mesaj. Acest mesaj, în esență, este Evanghelia. Acest mesaj trebuie să fie promovat în contrast cu flecărelile, în contrast cu legalismul, trebuie promovată Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care l-are în centru pe Hristos și pe El răstignit. Și de asemenea, în mesajul data trecută am văzut că Evanghelia trebuie nu doar predicată și promovată, ci mesajul Evangheliei și implicațiile Evangheliei trebuie să fie și apărate. Și asta pentru că este o poruncă din partea lui Dumnezeu, pentru că este o chestiune foarte urgentă, fiindcă ținta poruncii este dragoste, așa acolo unde nu este Evanghelie în biserică, nu este nici dragoste, nici unitate și nu este nici credință neprefăcută. Miza, spuneam, este foarte mare și biserica este chemată de Dumnezeu să vegheze, să apere Evanghelia, inclusiv, așa cum am văzut, prin măsuri disciplinare ferme, atunci când cineva refuză în mod sistematic să se pocăiască și să se apropie de Dumnezeu. Acum, în capitolul 2, facem un pas mai departe și intrăm într-o nouă secțiune a acestei epistole și în capitolul 2 se vorbește despre membrii Bisericii Dumnezeului Celui Viu. După ce se face o vorbire despre mesajul Bisericii în capitolul 1, în capitolul 2 e vorba despre membri, despre bărbați și femei, despre frați și surorile din biserică. Și să știți, frați și surori, că este important să ne uităm la ce spune Biblia despre membrii Bisericii, pentru că membrii Bisericii, în plan orizontal vorbind acum, sunt cea mai importantă resursă a Bisericii. Mulți cred că este foarte important să ai un buget cât mai gras posibil și banii sigur își au rolul lor. Clădirea este importantă, dar nici ea nu este determinantă. Programele, proiectele, planurile, activitățile, toate își au rolul lor în mecanismul, în dinamica bisericii. Dar cea mai importantă resursă pe care o are biserica, și repet, nu mă refer aici la Duhul Sfânt, la Dumnezeu, mă refer strict în plan orizontal, sunt oamenii, sunt frații și surorile, oamenii pe care Domnul îi aduce în biserică. De aceea este extrem de important să ne uităm în capitolul 2 la biserică și membrii ei. Cu ajutorul Domnului, astăzi ne vom uita la ce spune Scriptura despre bărbații din biserică și asta nu înseamnă că surorile n-ar trebui să asculte, pentru că și surorile pot învăța cum să se roage, cum să-i susțină pe taților, pe soților, pe frații din biserică în ceea ce Domnul are de spus despre frați. Iar cu ajutorul Domnului, dacă El va îngădui, data viitoare ne vom uita la ce are Biblia de spus despre femei, despre surorile din Biserica Dumnezeului Celui Viu. Acum, este foarte important și înainte de a intra în miezul acestui pasaj, mai fac o observație preliminară, este foarte important să înțelegem că membrii bisericii, adică frații și surorile din biserică, nu sunt oricine, și nu pot trăi oricum, ci sunt darul pe care Tatăl îl face Fiului. Noi de multe ori spunem că Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus pentru noi, așa este? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că l-a dat pe singurul Său Fiu. Și este un adevăr central al Evangheliei. Dumnezeu l-a dat pe Fiul pentru noi. Dar v-ați gândit că și pe noi ne-a dat pentru Fiul? Sigur, nu în același mod. Noi nu ne-am dat viața jertfindu-ne pe o cruce. Dar cum Fiul a fost dat pentru biserică și biserica a fost dată pentru Fiul. Vă amintesc de Ioan capitolul 17, versetul 6. În Ioan capitolul 17, versetul 6 spune: am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu mi i-ai dat și ei au păzit cuvântul Tău. De aceea, de fiecare dată când ne uităm la frații din biserică, când ne uităm la surorile din biserică, când ne uităm unii la alții, aș vrea să înțelegem acest adevăr teologic fundamental, că noi suntem cadoul, suntem darul pe care Tatăl îl face Fiului, îl dă Fiului. Imaginați-vă cam cum ar trebui să ne purtăm unii cu alții.
în calitate de dar pe care Tatăl îl face Fiului. Imaginați-vă că suntem ca un bibelou pe care, nu, mirele vrea să-l facă un cadou miresei, să spunem, și atunci îl dă în custodie cuiva. Dacă ați avea un obiect din acesta foarte scump, o bijuterie care costă enorm și e foarte fragilă, dar și foarte frumoasă, cum am umbla? Cu câtă atenție? Cu câtă delicatețe? Ei bine, frații ăștia, din dreapta, din stânga, surorile, din față, din spate, cei care suntem aici în biserică, spune, ai tăi erau tată și tu mi-ai dat. Suntem darul pe care Tatăl, în suveranitatea Lui, s-a gândit să-L dea Fiului. De aceea am fi foarte atenți, ar fi bine să fim foarte atenți cum umblăm unii cu alții, cum ne purtăm unii cu alții, în calitate de dar pe care Tatăl îl dă Fiului. Ei bine, parte din acest dar sunt bărbații. Și aș vrea să ne uităm ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre bărbații după voia lui Dumnezeu. Sigur, o să vă întrebați unde apar aici bărbații, apar chiar la finalul pericopei noastre, în versetul 8, dar dacă vă veți uita cu atenție, acolo apare o concluzie și spune, vreau dar ca bărbații. Și faptul că spune vreau dar ca bărbați înseamnă că, de fapt, tot ce a fost scris înainte are de-a face în mod special cu bărbați. Asta este o concluzie logică a ceea ce a fost scris înainte. Deci, cumva, versetele 1 la 8 au de-a face toate cu bărbații. Se spune ceva despre bărbații din Biserica Dumnezeului Celui Viu. Și așa cum observăm în versetul 8, ceea ce sunt chemați bărbații să facă este să fie oameni ai rugăciunii. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc. Și cred că biserica se va ridica, biserica se va înviora, familiile noastre vor fi puternice, împărăția celui rău va suferi daune serioase, în măsura în care bărbații din biserică își vor redescoperi menirea și chemarea dată de bunul Dumnezeu de a fi oameni ai rugăciunii. Asta nu înseamnă că surorile nu se roagă, ne vom uita data viitoare la acest aspect. Dar aici este un indiciu, este o chemare clară și voi argumenta mai mult că bărbații sunt chemați să fie lideri spirituali, să-și asume lupta, să ia steagul, să stea în primul rând, în prima linie și să se lupte pentru copilașilor, pentru nevestele lor, pentru biserica Domnului Iisus Hristos. Și modul în care bărbații sunt chemați să ducă această luptă este prin rugăciune, pe genunchi. Vreau dar ca bărbații să fie oameni ai rugăciunii. Și asta este o chemare absolut pentru fiecare bărbat în parte, pentru fiecare frate în parte. Da, nu pot toți frații și n-au chemarea să fie păstori, nu toți frații au chemarea să fie în comitet, nu toți frații au chemarea să cânte, nu toți frații au chemarea să se ocupe de o slujire sau de alta. Dumnezeu dă daruri diferite în trupul Lui, tuturor membrilor. Dar toți bărbații au această chemare să fie oameni ai rugăciunii, să fie luptători în rugăciune, să-și asume această slujire. Și ca să fie convingător, Apostolul Pavel încearcă până ajunge la concluzia din versetul 8 să explice, să-i motiveze pe oameni la rugăciune și să explice de ce ar trebui frații din biserică să ia foarte în serios rugăciunea. Și sunt aici două motivații principale pe care ni le prezintă textul de ce ar trebui frații să se roage. Prima este în versetul 5. Și în versetul 5 argumentul este următorul, căci este un singur Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm un pic la implicația acestui lucru în context. Noi când spunem că este un singur Dumnezeu, putem să aplicăm acest adevăr în multe direcții, că sunt și idol, dar este un singur Dumnezeu, să nu te închin la idol, putem să-l aplicăm în multe direcții. Dar ce vrea Pavel în pasajul acesta este să aplice ideea că este un singur Dumnezeu la aspectul rugăciunii. Reamintesc, versetul 8 este concluzia logică a acestui pasaj. Și faptul că este un singur Dumnezeu înseamnă că toți ceilalți în afară de Dumnezeu au nevoie de rugăciune.
Nu există nimeni care să fie în afara lui Dumnezeu sau altul decât Dumnezeu care să n-aibă nevoie de rugăciune. Orice ființă umană în afară de Dumnezeu, care este singurul Dumnezeu, are nevoie de rugăciune. Și ca să ne convingă de lucrul acesta, uitați-vă, vă rog, cum începe pasajul de la versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri, observați, pentru toți oamenii. Și apoi, dacă cineva are îndoieli și se întreabă, bun, pentru toți oamenii, dar chiar toți, dar nu este nimeni care să fie în afara sferei rugăciunii, dar chiar și cei mai înalți, chiar și împărații, chiar și regii, chiar și președinții, chiar și prim-ministrii, oamenii foarte înalți din punct de vedere social sau oamenii foarte înalți din punct de vedere moral, preasfințiile, prealuminățiile, preafericirile, toți, chiar toți au nevoie de rugăciune? Și Pavel zice da. Zice, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii. Și apoi versetul 4, lucrul acesta este bun, 3, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Și încă o dată versetul 4, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Și apoi vine această idee că ce este un singur Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ceea ce ar trebui să ne miște pe noi pe genunchi, pe frați și pe surori, bineînțeles. Dar acum ne adresăm fraților în mod special. Ceea ce ar trebui să ne determine să luăm rugăciunea foarte în serios și de multe ori nu o facem, este această idee că este un singur Dumnezeu și toți ceilalți au nevoie de rugăciune. Toți ceilalți sunt mai puțin, infinit mai puțin decât Dumnezeu. Indiferent de cât de înălțați sunt, poate te uiți la cineva care face așa din deget, sau cum erau împărații romani, țineau degetul sus, decideau cine trăia, cine murea. Aveau drept de viață și de moarte asupra oamenilor. Și spui, cât de înalt este omul acesta? Știți bine că în cultura romană împărații și-au luat chiar titlul de Dominus et Deus și se considerau Dumnezei. Și în acest context vine Pavel și spune, oricât de înalt ar fi cineva, amintiți-vă că nu-s Dumnezei. Nici măcar domnitorii și dregătorii, pentru că este un singur Dumnezeu. Restul ceilalți sunt nevoiași. Este un singur Dumnezeu și o umanitate nevoiașă, formată din toți oamenii, indiferent de statut social sau indiferent de performanțele morale. Toți suntem nevoiași. Toți avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Toți avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Oricât de sfânt pare cineva, te uiți la familiile din biserică și spui, uite, da, sunt niște familii cu probleme, dar familia X e bine. Îl văd pe fratele cu sora cât de bine se înțeleg, îi văd că vin în fiecare duminică la biserică, îi văd că își cresc copiii în voia Domnului. Mă uit la fratele cu tare și îl văd cât de pocăit este. Mă uit la sora cu tare și o văd cât de serioasă este cu Domnul. Și mereu trebuie să ne auzim acest ecou în mințile noastre. Este un singur Dumnezeu și toți ceilalți au nevoie de rugăciune. Și frații ar trebui să fie motivați de acest adevăr că oricât de sfânt ar fi cineva, oricât de aproape de Dumnezeu ar fi cineva sau oricât de înalt social ar fi cineva, cu toți avem nevoie de rugăciune. Soțiile noastre au nevoie de rugăciune, copiii noștri au nevoie de rugăciune, ceilalți frați din biserică au nevoie de rugăciune, surorile au nevoie de rugăciune, bolnavi au nevoie de rugăciune, slujitori au nevoie de rugăciune. Pentru tot ce facem când respirăm avem nevoie de rugăciune. Și că până nu înțelegem lucrul acesta, cât de nevoiași suntem, nu vom apela la Domnul. Știți, de multe ori oamenii trăiesc cu boli foarte grave și nu merg la medic pentru că nu știu ce boală au. Nu-și recunosc nevoia. Și se întâmplă uneori ca să afle despre nevoia respectivă prea târziu. Și o nevoie pe care o avem cu toții și de multe ori nu înțelegem este dependența noastră de Dumnezeu. Și îmi predic acest lucru mie, în primul rând, frați și surori. Despărțiți de Dumnezeu nu putem face nimic. De aceea, dacă Dumnezeu va ridica Biserica Betania, dacă Dumnezeu va ridica Biserica Adonai, va ridica orice biserică din țara asta sau din București, o va face în momentul în care bărbații și femeile, frații și surorile, vor lua foarte în serios rugăciunea și vor sta în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Celălalt argument pe care îl folosește ca să ne motiveze este în partea a doua a versetului, care spune că este un singur mijlocitor, din nou versetul 5, căci este un singur Dumnezeu
și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pentru noi. Altfel spus, la Dumnezeu nu ajungem decât prin Iisus Hristos. Ca să ne răspundă Dumnezeu la rugăciuni, trebuie să apelăm la Domnul Iisus Hristos. El este veriga de legătură. Pe El Tatăl îl iubește nespus de mult. El îl sensibilizează pe Tatăl. Putem noi să venim să spunem: Doamne, Tu știi cât am trudit pentru Tine, cât am slujit, Doamne, zeci de ani pe câmpul Evangheliei. Doamne, știi cât de sârguincios am fost, știi că am vizitat pe bătrâni, știi că am făcut asta și asta și asta. Și Domnul spune: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. Dumnezeu va răspunde și va interveni doar în momentul în care mergem spre El, prin Iisus Hristos. Asta spunea Domnul Iisus Hristos când a zis: Fiul omului este înălțat, și făcea trimitere la imaginea cu scara cerului. El face legătura între pământ și cer, Domnul Iisus Hristos. Dar întrebare: cum putem ajunge la Dumnezeu prin Iisus Hristos? Tot prin rugăciune. Iată de ce este foarte importantă. Doar rugăciunea apelează la acest mijlocitor. Dacă încercăm altă cale, dacă zicem: lasă că Dumnezeu oricum are milă de noi, lasă că Dumnezeu se uită la eforturile mele, lasă că... Aici textul este foarte clar. Vedeți, noi aplicăm de multe ori acest verset și este corect în contextul evangelizării. Și mergem la oameni în lume și le spunem: oameni buni, nu mai mergeți la sfinți, nu Fecioara Maria vă câștigă mântuirea, nu încercați să apelați la alți oameni care ar putea să mijlocească pentru voi, pentru că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și aplicăm acest verset în contextul evangelizării și este adevărat. Dar, frați și surori, să știți că acest verset nu este doar pentru cei din afară. Acest verset este pentru noi, cei din biserică. Și versetul acesta ne spune că nu putem nici noi să mergem la Dumnezeu altfel decât prin Iisus Hristos. El este calea, adevărul și viața. Și noi nu avem acces, nu ne putem prezenta altfel decât prin Iisus Hristos. De multe ori poate ne întrebăm de ce nu avem. Iată ce spune Ioan capitolul 14, versetul 13. Spune: și orice veți cere în numele meu, spune Domnul Iisus, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Observați? Nu lucruri pe care le cereți în baza meritelor voastre, nu pentru că vi se pare că ar fi bune pentru familia voastră sau pentru biserica voastră. Spune Domnul Iisus clar: orice lucru pe care îl veți cere în numele meu, îl voi face. Dar cum putem cere numele lui Iisus? Doar prin rugăciune. Pentru că El este singurul mijlocitor. Ne întrebăm de multe ori: Doamne, de ce nu reverși mai mult peste noi putere spirituală, Duhul Sfânt să lucreze? De ce nu se pocăiesc oamenii? De ce nu se pocăiesc cei din familia mea? Doamne, de ce nu sunt și eu mai sfânt? Și așa mai departe. Multe întrebări pe care le ridicăm. Dar aș vrea să punem o altă întrebare și să răspundem în gândul nostru, nu cu voce tare. Cât de mult mă rog? Și cu sinceritate să răspundem, fiecare în dreptul lui. Cât de mult mă rog? Pentru că dacă nu mă rog, și ce înseamnă asta? Înseamnă că nu apelez la mijlocitorul Iisus Hristos. Pentru că la El pot apela doar prin rugăciune. Și spun: Doamne Iisuse, Tu cel care ți-ai dat viața pentru mine, Tu cel care ai câștigat toate meritele, Tu cel care ai câștigat aprobarea Tatălui, Tu cel care ai murit și ai fost înviat din morți și Tatăl a declarat că ești Fiul Lui pentru eternitate. Doamne, în numele Tău vin. Și dacă vreți să vă rugați pentru Biserica Betania și pentru viitorul Bisericii Betania, vă îndemn în numele Domnului să procedați în felul următor. Haideți să ne punem pe rugăciune, nu pe nimic altceva. Rugăciunea este esențială. Mă rog ca Dumnezeu să ne înflăcăreze, să toarne Duhul rugăciunii în noi și să ne rugăm mai mult, în mod foarte serios, dar în rugăciune mereu. Să nu uitați niciodată când sunteți acasă sau într-un grup sau miercurea dimineața. Slavă Domnului pentru grupul de miercurea dimineața care se roagă și alte grupuri ale surorilor și ale fraților. De fiecare dată când ne rugăm să spunem: Doamne, în numele Domnului Iisus venim! Și insistați ca un copil din acela care se tot roagă de mama și de tata să-i dea ceva și se ține de piciorul lor până primesc. Ați văzut? Îi spui: dar n-am bani acum, nu pot, nu, te rog, te rog. Și se ține acolo. Așa trebuie să fim și noi, să căiala asta îi place lui Dumnezeu, să știți. Când insistăm, îi place Domnului să ne vadă că mereu stăm lângă El. Chiar dă pilda aceea cu văduva.
care a insistat mereu și mereu și spune, dacă văduva asta a insistat și judecătorul nedrept i-a făcut dreptate, cu mult mai mult tatăl vostru, care știe de ce aveți trebuință și vă iubește, nu va face el dreptate aleșilor săi? De fiecare dată când ne rugăm, spune, Doamne, în numele Domnului Iisus, pentru meritele Domnului Iisus, pentru vrednicia Domnului Iisus, ai milă de mine, ai milă de fiul meu, ai milă de fiica mea, ai milă de biserica noastră, ai milă de relație în numele Domnului și invocați mereu numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că în numele lui Iisus este iertare, în numele lui Iisus este vindecare, în numele lui Iisus este restaurare, în numele lui Iisus este mântuire, în numele lui Iisus tremură duhurile rele și cad în leșin înaintea Lui, în numele lui Iisus este eliberare, în numele lui Iisus este sfințire, doar cu El putem înainta. Orice veți cere numele meu, voi face. Și este un singur mijlocitor. Cine crede că sunt doi sau trei, și încearcă o altă soluție de a-L prinde pe Dumnezeu cumva, se înșeală. Este un singur mijlocitor. De aceea rugăciunea este absolut vitală, pentru că toți suntem nevoiași, avem nevoie de rugăciune, pentru că e un singur Dumnezeu. Numai Dumnezeu nu are nevoie de rugăciune în universul acesta. Restul cu toți avem nevoie de rugăciune. Și este un singur mijlocitor și nu putem ajunge la Dumnezeu decât prin rugăciune. Leonard Ravenhill, unul din mari predicatori și oamenii ai rugăciunii din secolul 20, s-a rugat enorm și este tradusă și biografia lui în limba română, În lumina eternității se numește. Vă recomand să o citiți dacă aveți ocazie, este o carte extraordinară. Spunea așa Leonard Ravenhill, dacă aș mai fi într-o lucrare pastorală, având autoritatea să conduc lucrarea bisericii, ar exista o cameră deschisă 24 din 24 de ore. Nici o biserică nu se poate aștepta să aibă parte de trezire printr-o întâlnire de rugăciune care să aibă loc o dată pe săptămână. Nu știu cum Dumnezeu va călăuzi lucrurile în Biserica Betania, dar parcă mi-aș dori, dacă nu, măcar o dată să avem 24 de ore de rugăciune neîntrerupte. Ce fain ar fi! Am avut astfel de experiențe și sunt extraordinare. Dumnezeu poate să lucreze și poate să facă lucruri grozave. Dar, după ce am văzut că bărbații sunt chemați să fie oameni ai rugăciunii, să se lupte din punct de vedere spiritual, pentru că toți, și cei înălțați în dregătorii și familiile lor, absolut toți oamenii au nevoie de rugăciune și pot primi mântuire doar prin Iisus Hristos, pot primi sfințire doar prin Iisus Hristos. Aș vrea în partea a doua să vedem că rugăciunea trebuie să fie făcută cu atitudine potrivită. Nu este suficient să ne rugăm dacă atitudinea nu este potrivită. Uneori mergem la luptă, zicem, gata, am înțeles, trebuie să mă lupt, e chemare la luptă. Și lupta este prin rugăciune. Gata, haideți fraților să ne luptăm, haideți la rugăciune. Dar știți dumneavoastră, vă amintiți Gedeon când a vrut să meargă să se lupte împotriva madianiților, ce a spus Domnul? Auzi Gedeon, vezi că sunt cam mulți. Păi cum Doamne sunt mulți? Zice, în primul rând, hai să triem un pic lucrurile. Cei care se tem și nu vor să meargă, trimite-i acasă. Să plece acasă. Și o parte s-au dus, mulți. După aia zice, facem un alt test. Du-i să bea apă și vezi acolo care atunci când văd lucrurile acestei lumi se aruncă cu disperare spre ele și își bagă capul în apă cu totul să nu mai vadă ce e în jurul lor, cum își bagă unii capul în lucrurile acestei lumi și sunt disperați de tentațiile lumii și care stă și ia cu mâna și lipăie apă precum câinele și este pregătit mereu de luptă, este atent, este vigilent, nu se lasă sedus, chiar dacă nevoia este legitimă. Își împlinește nevoia, dar nu fiind sedus de nevoie. Atenție! Ceea ce ne dă Dumnezeu în lume, comoditățile acestea, case, mașini, plimbări, concedii, bani, faimă, aplauze, orice ne dă Dumnezeu! Sunt multe lucruri legitime, bune, dar nu trebuie să fie obsesive. Lucrurile legitime nu trebuie să ne înrobească. Și Dumnezeu dă și acest test. Și după testul acesta rămân 300. 300 care merg la loc. Care era problema? De ce a trebuit făcută trierea aceasta? Atitudinea. A vrut să rămână cei cu atitudine potrivită. Și la fel și în biserică, sigur, suntem chemați să ne rugăm cu toții, dar Domnul aici spune foarte clar că trebuie și o atitudine potrivită în rugăciune și aș vrea să revenim la versetul 8.
Și versetul 8, concluzia întregului pasaj, spune așa: vreau dar ca bărbații să se roage. Apropo, acest cuvânt vreau nu este un fel de condițional optativ. Aș vrea, mi-ar plăcea, ar fi frumos, ce bine ar fi. Aici sensul este unul de poruncă. Asta trebuie să facă bărbații. Nu dacă vor sau nu vor. Asta e chemarea lor. Vreți să fiți cadoul potrivit pentru fiul pe care tatăl îl dă fiului? Atunci fiți bărbați ai rugăciunii. O, cât mi-aș dori ca după mesajul acesta eu să mă rog mai mult și poate Domnul mai vorbește cuiva. Poate în dimineața asta vor fi bărbați care spun: vreau să mă rog mai mult, vreau să mă lupt în rugăciune. Dar cu atitudine potrivită. Și aici spune cuvântul să ridice în orice loc, să se roage în orice loc. Observați, aici arată că nu este ipocrizie. Sunt situații în care frați sau surori se roagă rugăciuni lungi și foarte pompoase ca să fie auziți de ceilalți, dar ei nu au o viață de rugăciune la fel de consistentă acasă. Și este o problemă când ne rugăm mai mult la biserică decât acasă. Aia este o problemă. Ar trebui să ne rugăm acasă mult mai mult decât o facem în public la biserică. Și de asta spune, vreau să se roage în orice loc, adică rugăciunea să nu fie atunci când sunt blițurile pe noi, ca paparații, când cineva ne vede, gata, ne-am rugat că suntem vizibili, ci rugăciunea trebuie să fie în orice loc și când nu ne vede cineva și mai ales în odăița noastră. Matei capitolul 6 spune, tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa. Păi cum să mă încui ușa, că nu mă vede nimeni? Poate mai intră cineva din greșeală peste mine și mă vede că-s la rugăciune și primesc două puncte albe. E bine, soția sau mai vine cineva în vizită. Nu, încuieți ușa, lasă să te vadă tatăl tău și tatăl tău care este nascuns îți va răsplăti, amin? Domnul vrea să se uite la inimile noastre și vrea să ne vadă că ne rugăm în orice loc. Dar apoi spune și se ridice spre cer mâini curate. Sigur, aceasta era o metodă practicată de rugăciune în contextul acela. Astăzi, dacă cineva vrea să se roage cu mâinile ridicate, nu e nicio problemă, dar nu e obligatoriu. Poți să se roage pe genunchi, în bancă, în picioare, cum Dumnezeu îl călăuzește, dar se poate să se ridice, dar nu, ideea nu numai de ridicat, ci ideea este de mâini curate. Și aici când spune mâini curate, bineînțeles, nu se referă din punct de vedere fizic, ci se referă la ideea de curăție, cum citim în Psalmul 26, versetul 6, unde spune: îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul tău, Doamne. Fraților, bărbaților, Domnul ne cheamă să înconjurăm altarul Lui. Domnul ne cheamă să ne înconjurăm soțiile, să ne înconjurăm copiii, să înconjurăm Biserica Betania, metaforic vorbind. Și ne cheamă să o facem în nevinovăție, cu mâini curate. Dacă mâinile noastre sunt murdare, adică se referă la inimă, la starea noastră lăuntrică, atunci nu ne rugăm într-un mod potrivit, cu atitudine potrivită. Iată că rugăciunea este condiționată de curăție. Vă amintiți că și Iacov confirmă și spune: mare putere are rugăciunea fierbinte a cui? Celui neprihănit. Nu e suficient să ne rugăm, ci trebuie să ne rugăm cu o inimă curată. Și asta înseamnă că bărbații, pe lângă decizia de a se ruga mai mult, trebuie să ia și o decizie spre curăție și încă o dată să facă un legământ cu Domnul în inima lor și să spună: Doamne, voi vegea mai mult ce fac cu mâinile mele de acum încolo. Voi vegea mai mult ce fac cu ochii mei de acum încolo. Voi vegea mai mult unde merg picioarele mele de acum încolo și ce ascultă urechile mele de acum încolo. Voi vegea mai mult, Doamne, pe ce-mi dau banii și timpul și energia. Pentru că vreau să-mi păstrez o inimă curată, Doamne, pentru că dacă am o inimă curată și mâini nevinovate, pot să înconjur altarul Tău, Doamne, îmi pot înconjura familia, îmi pot înconjura biserica și mă pot lupta cu satana, dar dacă am o inimă murdară, dacă trăiesc în păcat, atunci sunt o victimă sigură pentru satana și satana de multe ori găsește o breșă în familiile noastre prin bărbați care sunt capii familiei și care abdică de la rolul pe care Dumnezeu l-a lăsat. Te întrebi uneori de ce e nevasta mai nervoasă decât de obicei. O vezi că
Sare așa, îi sare țandăra din senin și nu știi ce s-a întâmplat. Îi vezi pe copii dintr-o dată că devin mai rebeli și nu știi ce s-a întâmplat. Întreabă-te cât de mult ai vegheat tu ca bărbat, ca tată, ca soț, din punct de vedere spiritual în săptămâna aceea. Întreabă-te, au fost pașii tăi curați? A fost inima ta curată? Ai stat în rugăciune și ai luptat înaintea Domnului? Pentru că Satana atacă bărbații în primul rând. Pentru că dacă reușește să dărâme capul familiei, stâlpul familiei, reușește apoi să meargă mai departe. Asta, bineînțeles, fără a minimaliza în vreun fel rolul surorilor. Vă rog să înțelegeți, repet asta, data viitoare vom vorbi despre surori. Mâini curate. Și apoi intră aici și în două detalii foarte concrete care țin mai degrabă de dimensiunea vizibilă, publică. Asta cu mâinile curate ține de lăuntru. Întrebare, cine știe acum ce au bărbații în cap? Suntem aici, în mintea noastră, habar n-avem la cine merge. Dar Domnul știe. Și spune, Domnul, veghează-ți inima, să fie o inimă curată. Dar pe lângă dimensiunea asta lăuntrică există și o dimensiune publică. Și asta se vede în partea a doua a versetului 8, unde spune, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate și apoi spune, fără mânie și fără îndoieli. Aceste două expresii au de-a face cu viața noastră publică, cu modul în care ne purtăm când suntem cu ceilalți. Aici, termenul orge, mânie, se referă la starea de nervozitate, de impulsivitate, pe care, în general, bărbații, fiind mai luptători în firea lor, mai nervoși, au tendința, știți, de multe ori, dacă stai să te uiți de ce se ceartă doi bărbați, nu știu dacă ați observat, dar, în general, bărbații se ceartă pentru lucruri foarte mici. N-au așa o miză mare, pentru banalități, pentru o virgulă, pentru ceva, dar nu atât de mult problema în sine este problema, cât orgoliile. Bărbații sunt foarte orgolioși. Sunt foarte mândri că așa au ei această înclinație, în general. Și Domnul ne cheamă la smerenie. Nu la întâmplare spunea în Matei capitolul 11, Domnul Iisus, veniți și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Ah, și numai să le enervezi un pic pe un bărbat, numai să-i faci nedreptate, numai să-i tai calea cu mașina când nu trebuie. Ah, când începe tot universul să se agite și până și cei mai pocăiți trec prin toate încercările, cum e când cineva se bagă în fața ta la coadă când stai la să-ți cumperi pizza sau altceva? Bărbații au această stare de luptă și uneori se întâmplă și în biserică. Se întâmplă și în biserică ca bărbații între ei foarte ușor să se aprindă, să le sară nervii, să fie prea duri. Și Scriptura spune aici să fie fără orge, fără mânie. Alt termen este impulsivitate, irascibilitate. Calmați-vă, fiți cu un duh blând, potolit, liniștit. Dar să știți că asta nu se poate prin tehnici din acelea în care rostim mantre, ca în religiile orientale, și facem exerciții psihologice ca să ne calmăm nervii. Asta se poate ca roada Duhului Sfânt. Cuvântul Domnului spune în Galateni, capitolul 5, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea și este și blândețea, înfrânarea poftelor. Starea asta de liniștire, de pace, de calm. Și dacă vrem să ne potolim mânia și Domnul să ne asculte rugăciunile, trebuie să fim mai spirituali, mai evlavioși, cu roada Duhului mai mult în noi, să cultivăm mai mult viața spirituală. Și în general veți vedea această corespondență. Cu cât cineva este mai imatur spiritual, dă mai puțin pe la biserică, este mai superficial în viața de credință, cu atât este mai mânios. Și cu cât cineva îl caută mai mult pe Domnul, caută fața Lui, crește din punct de vedere spiritual, Domnul toarnă apă pe jarul și nervii din inima Lui și îl calmează. Ce frumos, ce frumoasă imagine prezintă psalmistul când spune, Doamne, stau liniștit la pieptul Tău, cum stă un copilaș la sânul mamei sale.
Asta vrea Domnul să facă din noi, să ne ia din niște nervoși, din niște tăurași, din niște oameni gata să se dea cu capul în stânga, în dreapta, să ne facă ca niște bebeluși care stau la picioarele Domnului Iisus, care stau la pieptul Domnului Iisus. Asta nu înseamnă că se anulează masculinitatea, nu înseamnă că trebuie să fim efeminați. Nu, dimpotrivă, chiar spuneam mai devreme că trebuie să luptăm, doar că masculinitatea ia o latură spirituală, ne luptăm în rugăciune, ne luptăm spiritual, ne luptăm pe genunchi ca niște bărbați, nu ne luptăm țipând unii la alții ca niște bărbați. Și a doua chestiune spune, fără mânie și fără îndoieli. Aici, termenul îndoieli, tradus îndoieli, este dialogismos, de unde se poate traduce dialoguri, certuri, argumentări, du-te vino. Zice el, zice și celălalt. Mai zice celălalt, zice și celălalt. Ați văzut? Ca la ping-pong. Înainte și înapoi. Dialogismus. Tot argumentăm. Este tradus cu îndoieli, aici, de Cornilescu, pentru că de multe ori acest ping-pong, aceste dialoguri, vin din niște îndoieli, din prejudecăți, dintr-o gândire rea. Termenul apare și când spune Domnul că din inima voastră rea ies gândurile rele. Și gândurile acolo este tot dialogismos, gândurile rele. Adică în momentul în care ai prejudecăți cu privire la cineva, ești mai predispus la ceartă, la argumentare, la acest du-te vino. Și Domnul spune, nu trebuie să facem așa. Îmi povestea cineva, ne-a vizitat de curând un frate pastor. Și zice, frate, când m-am dus, zice, în biserică și am fost ales pastor, la un moment dat, zice el, au trecut ceva vreme, aveam pe cineva care era mereu gică contra, era împotriva mea, și zice, după o vreme, au trecut niște ani și omul ăla s-a prins că fratele păstor, de fapt, era și el să facă lucrarea Domnului, n-avea nimic de împărțit cu nimeni, și după ce și-a dat seama, zice, a venit la mine și mi-a zis, frate, dacă ai ști, frate păstor, de câte ori am vrut să mă cert cu dumneata, dar nu reușeam. Zice, vedeam, abia așteptam, eram pregătit, aveam toate replicile, mă setasem din punct de vedere hormonal, tot ce trebuia era acolo, eram on, trebuia doar butonul, scânteia, dar zice, când veneam zâmbeați sau nu aveați nicio treabă, nu puteam să mă cert. Și am mărturisit. L-am slăvit pe Domnul când am auzit exemplul acesta, dar fraților, așa trebuie să fim toți. Să nu încurajăm acest dialogismus unii cu alții. Și este o ispită pentru toți. Nu trebuie cineva să se placeze așa într-un colț al universului superior celorlalți, a, pe mine nu mă atinge. Toți suntem ispitiți de asta, fraților. Ne place, mai ales când avem dreptate, ne place să insistăm până în pânzele albe să ne demonstrăm dreptatea. Dar mai degrabă, Domnul ne cheamă la rugăciune. Așadar, vreau acum să mă apropii de încheiere spunând că ceea ce Dumnezeu se așteaptă, în special în biserică, de la bărbați, mai degrabă decât să fie oameni ai certurilor, oameni ai mâniei, ai competițiilor, ai orgoliilor, Dumnezeu se așteaptă de la toți bărbații să fie oameni ai rugăciunii, care să caute să trăiască lăuntric, cu o inimă nevinovată și public, fără mânie și fără certuri. Și pentru surori, stimate surori, dumneavoastră sunteți chemate de Domnul ca un ajutor potrivit să-i susținem pe frați, pe soții noștri, pe tații noștri în această chemare a lor. De aceea, de multe ori, știți, în loc să ne așteptăm atât de mult la cele mai frumoase concedii, poate la alte bunuri, alte lucruri pe care le dorim și ele nu sunt lucruri rele și sunt legitime, repet. Nu e nimic rău ca un soț să se lupte să ofere copiilor